Credeți că acest adevăr al închisorilor trebuie scos la iveală? Nu, doamnă. Nu. Pentru cinstea poporului român. Dar credeți că schingiuitorii reprezentau poporul român? S-au petrecut faptele înăuntru poporului român și se reflectă și asupra strălucirii lui. Dar nu vreau să umilesc jelindu-mă poporul român. Și totuși trebuie, domnule profesor, să scriem o istorie a celor 3 decenii, 4 decenii. Asta să se scrie abstract, nu particip la ea, din orgoliu național. Dar viața dumneavoastră a fost acolo în acești ani, o parte din viața dumneavoastră a fost acolo. Păi cum să spun eu, doamnă, că a fost pânmuit. Să poate mă sinucid dacă declară asta. Domnule profesor, dacă ați avea acum 18 ani, ce ați face dacă ați avea acum 18 ani? Cum v-ați construi viața? Cum v-ați gândi viața? Așa cum a fost. N-ați face niciun corectiv la ea? Nici. Avem atâția tineri după Revoluție într-o mare derută. Ce i-ați sfătuit pe cei tineri, domnule profesor? Să nu restingească semenilor. E o rușine și o dezonoare. Credeți în viitorul acestei țări? Cred. Păi de-aia și suferit. Păi de acum dacă mă scoate și mă pune la zic pentru poporul român, stric excelsior.